Venit ca realizator de emisiuni în televiziunea română, la intervenția lui Tudor Vornicu și Octavian Paller, după ce lucrase ca reporter, redactor și crainic sportiv, la radiourile din Timișoara, Cluj și București, Aristide Buhoiu avea să fie redactorul unor emisiuni TV de neuitat, precum Duminica Sportivă, Studioul La, Zigzag, Post Meridian, 360 de grade, Trubaduri de altă dată sau Telesport. Un episod important din cariera lui Buhoiu a însemnat realizarea seriei de documentare Drumuri Europene, ciclu de filme difuzate de Televiziunea Națională între 1976 și 1983. Lui Buhoiu, cariera i-a prilejuit ocazia realizării unor interviuri cu alte personalități ale lumii, Ronald Reagan, Bill Clinton, Henri Coandă, Angel Rugină, Ilie Năstase sau Nadia Comăneci, numărându-se printre acestea. Personalitatea jurnalistului născut în Lugoș pe 4 aprilie 1938 avea să fie catalogată ca fiind una a unui artist remarcabil după publicarea celor 6 cărți de cultură și literatură ale celui care a realizat documentarele Drumuri Europene, Drumuri Americane sau Săptămâna la emisiune Drumuri printre amintiri. Dar personalitatea jurnalistului român poate fi judecată și prin activitatea de dincolo de Atlantic, căci din 1984 Buhoiu imigra în Statele Unite ale Americii.